În perioada următoare, SC Servicii Comunale va pune la dispoziția cetățenilor care locuiesc la casă două pubele pentru colectarea deșeurilor selectiv. Adige Calo, administratorul unic interimar al SC Servicii Comunale, spune că la persoanele ce nu vor separa deșeurile menajere de cele din plastic nu se va ridica gunoiul. Noi ne-am propus în acest an 2023, încercăm chiar în această primăvară, să achiziționăm pubele la cetățenii care locuiesc la case, să primească câte două pubele, una galbenă și una de culoare neagră. Ne propunem în această primăvară să implementăm acest proiect. Am discutat la nivelul societății, cât și cu domnul primar Bogdan Loghin și dorim să mergem la fiecare casă, sub semnătură, fiecare să primească două pubele. Dar în același timp vom și efectua un regulament în care, dacă nu se va respecta, nu vom ridica. Adică vom trimite două mașini. Poți face un program, practic. Da. Un program, exact. Când anume uscata, când așa. Din păcate, la foarte multe case, chiar și astăzi, nu se respectă. Găsim la un loc. Deși la zona de case, cred că în jur de 60-70%, și mă bucur acest lucru, oamenii au început să scoată la poartă selectiv. Dar mă bucură foarte mult acest lucru, dar încă nu e de 100%.